Doamnelor și domnilor, diminețile vesele se reîntorc în casele voastre. Vacanța continuă de luni până vineri, pentru că până la 11 stați la taglale cu Răzvan și Dani! Bună dimineața! Bună dimineața, colegul! Uite, salut. Se făcu luni și începe o nouă emisiune, de data asta într-un nou platou cu alte scule, da. Alte camere, alte da. Butoane, alte monitoare și aceleași glume. Vreau acasă. Nu o spui iar pe aia, de-ai spus acum 6-7 ani când făcurăm iar studioul ăsta, că tu nu te poți obișnui într-un mediu nou. Da, am o săptămână în care trebuie să mă acomodez. Trebuie să te acomodezi. Foarte bine arăți. Nu. Nu. E în sens. Tu arăți foarte bine. Dar de ce? Ce crezi? Unul dintre noi doi a avut și vacanță? N-am avut. Am avut așa, pe, mai mult pe Facebook. Pe Facebook, a? Există vacanță, vacanță și vacanță de Facebook. Faci niște poze cu un an înainte, da? Și le dai drumul. A, n-ai fost unde ai zis pe Facebook? Nu. Da, și mă gândeam că meseria noastră nu se aseamănă cu nicio altă meserie, adică noi chiar venim cu chef în prima zi și maxim în a doua, din a treia. Da, nu. Adică nu vezi niciodată un stomatolog să zică: mamă, ce tare că a trecut vacanța, abia aștept să mai văd niște guri din alea, niște... Sau proctologul, dacă mă iei așa. Nici el nu cred că vine. Yeah! Hey, ce tare că a trecut vacanța, să văd niște... Toată lumea cu fața, mă rog, la mine! La noi altfel, avem fețe prietenoase, nu noi, ci cei din spate. Avem astăzi numai invitație special. Avem cele mai tari hituri ale momentului, că așa am încheiat și de vară. Avem oameni și în sezonul ăsta care au de spus lucruri frumoase, dar mai ales avem colegii. La horoscop, într-o formă de zile mari, mămica noastră preferată, Amalia! Iauzi! Viața dragă, văd că ai un colțișor absolut spectaculos. Da, e nou, e o bicicletă nouă și am să vă arăt și pe partea altă. Mai are o parte? Are și partea cealaltă, dar numai la horoscop. Văd că ai și clason. Când nu sunteți atenți? Mamă, da, am super emoții. Da, și ai o bicicletă în spate și o bicicletă pe ochi. O arzi ochelaristă? Nu, încă nu mi-au venit lentilele de contact. Deci, nu ți-au venit? Da, le-am făcut comandă mai târziu și... E ca mașina lui Georgica, ai comandat-o acum și... 3 săptămâni, eu nu înțeleg ce se întâmplă asta. 3 săptămâni durează să vină o comandă de lentile de contact. Iau! Da, ci că se schimbă în fiecare lună. Ce? Da, le porți doar o lună. Lentile de contact sunt consumabile? Da. Păi, acum ne spui că noi avem unele de 8 ani. Hai să vă arăt și partea cealaltă. Ia! Păi stai, mă! Ăsta-i biroul tău! Da! Vai, ce drăguț! Uite și berbecul! Opa! Da. Să nu o stric! Dragii mei, știu, e luni și vă întrebați de unde vin informațiile despre care nu puteți vorbi cu nimeni decât strict la bere, pentru că altfel nu interesează pe nimeni. E bine, și în sezonul ăsta informația vine de la maestrul Cătălin Oprișan. Bună dimineața! Bună! Alo! Hai că am făcut egal cu Muntenegru, aplauze! Am ajuns la Viena! Să trăiți, bună dimineața! Să trăiți! Ați fost la meci? Trebuie să mă și ridic, mi-e greu așa! Să trăiți, dați-mi voie să trăiți! Ați fost la meci? Nu că... Să rămână la dimineața! Și acum ai caută aia mingea trimisă de Nicușor. A dat-o puternic așa. Eu știu ce s-a întâmplat, ca să vă zic ce s-a întâmplat. A venit și azi capsul canapea nouă, da. Și e foarte tare. Și eu când am auzit că e canapea nouă, aoleu, și foarte tare, știi cum stai pe ea să rămâne. Mici? Serviți? Nu mici, m-a speriat, dar nici nu că avem un platou nou. Am pus mâna pe un cuțit și pe o furculiță. Unde-i, mă, platou? Eu dormeam în liniște, aveam un platou nou. Hop, dă-i să... Ți-a prins vacanța? Da. Da. Mama la... e... Da. Da? Câte da. Chile? Ce mai e suta ziua? Eu aud pe pensionarii piață mereu. Ce mai faci, mamă, cu sută? Și când mai merg cu... 3, 4, 5, 5? Nu. 5, 4. 100, virgulă.
Ca să nu fie rotund. Eu am înțeles. Dar m-am înscris, îi spuneam și lui Dani, m-am înscris la maraton. Mă rog, la jumătatea lui jumătății maratonului. Și l-am întrebat pe Dani, mă, noi la ștafetă cum facem? Și mi-a zis, bă, să pleacă toți din același loc. Și eu, în momentul ăla, adică faci tură și ajungi tot acolo, că de fiecare dată ajungând în același loc, poate au și băieții ceva de... Alerg pentru toți grăsunii din România. Și nu am voie să fac reclamă, dar la kilometru zero al Bucureștiului s-a deschis o micărie puternică, rău de tot. Doamne de ajut, exact acolo la Brâncoveanu. Iată câte informații prețioase vin de la Cătălina Prisar. O muștardă de cuci! Pentru cei care se întreabă, nu, n-am schimbat-o nici sezonul ăsta, dar urmează. Ea este Flavia! Flavia, bună dimineața! Bună dimineața, mă! Ai slăbit, te-ai îngrășat, mamă? Că am slăbit! Ai mai slăbit? Da, am mai slăbit. A fost mâncarea proastă. Mi-a fost dor de voi și am suferit. Ce să fac? Eu mă duc până aici. M-am enervat că eu nu am claxon. Flavia, crede-mă. Crezi tu? Nu mi se pare corect să nu am claxon. Flavia, sunt ca tine, n-are nimeni. Ești perfect pregătit să te măriți. La ce claxon ai? O cea din prima zi. Da. Am fotoliu și este al meu. Haideți să vedeți. Da. Spuneți, vă rog. Oprește-ne tot ca tine, dar pune picioarele altfel. E toată numai craci, Flavia. Nu știu unde a petrecut vacanța. Pe Facebook am văzut Italia. Înțeleg că a fost mâncarea proastă dacă ai slăbit atât. No. Sănătos. Băi, răducioiule. Și pentru că emisiunea n-ar fi completă de 10 ani fără el, Vlăduț are bucătărie nouă. Bună dimineața. Nouă, bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Arată foarte bine, Vlăduț, tot ce ai acolo. Superb arată, un vis. Și am mai mult spațiu. Uite, putem să și da, pe bune. Face și gogoși? Așadar, Dani, da. Am o bucătărie în care se și dansează, dansantă, se gătește și se dansează. Da, foarte tare. Bucătărie dansantă ne trebuie nouă. Dragii mei, pe Vlăduț mi-e și rușine să întreb ce a făcut vara asta. L-am muncit 2 luni de zile pentru că lucrăm la un proiect nou. O să aflați în câteva săptămâni despre ce este vorba. O să iasă senzațional. După cum vedeți, platoul e mai mare, mai spațios, mai luminos, avem tot felul de lucruri, o să le descoperim împreună. De exemplu, avem ca la televiziune, avem aici un fel de balcon. Da. Da, este balconul nostru. Să nu ți le prim pe alea că urlă după tine noaptea, că eu dau cu gemuri după ele. Stai numai puțin. Da. Dă-te la o parte. Du-te la tine, la scara blocului, bă. Cu Dani. Păi eu ce am... Dă-te un pic, că vreau să le arăt oamenilor ce înseamnă de fapt televiziunea. Vedeți? Noi facem asta regizoral ca să fie corect. Ia! Dar practic, ce înseamnă televiziunea? Ce? Știe toată lumea că dacă vrei, poți să spui. Băi, să nu rămâneți pe balcon închis și aveți grijă! Salut! Practic, dacă am avea... Pleacă, bă, la scara ta. Na, că ai rămas. Vreau să se joacă cu noi? După cum vedeți, toți colegii noștri au primit zonă de lucru nouă, Amalia, care are... Să nu... Deschide și cu el. I-a venit rău de la rălțime, cred. Îmi cer scuze. Răzvan a dat pentru actor. Știți? Băi, ține tu șa că se face un curent, închideți repede că... E altceva. Lăsați-le deschise. Da. După cum vedeți, toți colegii noștri au primit... Eu am dat pentru actor. Întrebam. După cum vedeți, toți colegii noștri au zone de lucru noi. Vezi Amalia, care va și începe horoscopul în câteva momente. Ea are bicicletă, are ecrănuț, are LED-uri, are totului tot, are inclusiv claxon. Da, nouă ne-au făcut biroul ăsta, mă.
Cătălin Oprișan are zona lui refurbișată, are în spate bârnele alea senzaționale. Uite-te aici, Dani, te rog frumos. Da. Nu arătați tot la TV. Da. Nu, are inclusiv mați din ăsta de băgat firele în el. Da. Și noi măsuța. Are măsuța lui? Da, măsuța mea. După cum ați văzut, Vlăduț are o bucătărie absolut senzațională, da. Are totul la vedere. Acum, New Wave, te simți ca în America, yes, da? Yes. Toată lumea a primit câte ceva. Da, noi am primit sacouri. Prezentatorii emisiunii Răzvan și Dani nu au primit chili sala. După cum vedeți, nu mai avem birou. Da, deci ne-au pus așa să ni se vadă țurlaiele. Salut! Nici nu știu ce să fac cu mâinile. Să mor eu dacă Deci îți vine să... Că stăm așa, nu e o problemă. Auzi, și ce ne-a zis Michi? Ci că vezi că asta, chestia asta de plexiglas pleacă după prima pauză. Adică nu o să mai nici să pun... Hai, noi și Doamne ajută să avem un sezon interesant. Știți, suntem plictisitori în primele zile, dar începem greu, terminăm. De la o vârstă. Amalia ne spune cum stăm cu zodiile.